influențându-ne atât pozitiv cât și negativ. Stările emoționale intense pot declanșa reacții fiziologice, cum ar fi accelerarea bătăilor inimii sau creșterea nivelului de stres. În același timp, emoțiile pozitive pot elibera substanțe chimice benefice, îmbunătățind starea noastră de bine și echilibrul mental. Astfel, înțelegerea conexiunii dintre emoții și răspunsurile corporale ne oferă posibilitatea de a gestiona mai eficient stresul, îmbunătățind calitatea vieții noastre în ansamblu. Și aflăm mai multe despre corporalizarea emoțiilor de la psiholog Sorin Lucaci, coordonatorul evenimentelor la editura Herald, și Ana Mirodonie Silviaș, coach și psihoterapeut. Bine v-am găsit! Mulțumim pentru invitație. De-abia aștept să povestim astăzi, pentru că, uite, deja este un awareness, să zic așa, crescut în ultimul timp, în ultimii ani am observat chestia asta, apropo de cum facem să ne înțelegem mai bine emoțiile în raport cu ceea ce se întâmplă în corpul nostru. Pentru că nu există răspunsuri în corpul nostru fără aceste emoții, da? Care dau tot ceea ce simțim noi, fie din punct de vedere negativ și pozitiv. Și așa cum ne-ai obișnuit de fiecare dată, Sorin, eu am să încep cu introducerea, după care o voi lăsa, așa o las se retrage pe, elegant. Pe Ana, dar așa este firesc, nu? Așa, primul lucru pe care l-aș menționa este faptul că săptămâna trecută la Gaudeamus, chiar în prima zi de deschidere, miercuri pe 22 noiembrie, la ora 18:30, am lansat această superbă carte, Corporalizarea emoțiilor, a lui Raja Selvam, dr. Raja Selvam, în colecția Psihoterapia, cum să ne îmbunătățim viața din punct de vedere mental, afectiv, fizic și comportamental. Ana a fost alături de noi, alături de alte două prietene, care sunt specializate în Somatic Experiencing, a lui Peter Levine, de altfel această formare a făcut-o și Raja, după care el a dezvoltat, după 20-25 de ani de cercetări, a dezvoltat, așa cum eu fac legătura, cred că cea mai bună legătură pentru cititori și pentru cei care ne urmăresc este legătura dintre această carte, Corporalizarea emoțiilor, și SomaWise. Bun. A lui Luxievski, despre care ne-am vorbit. Da, da. Pentru că acolo metoda conceptului SomaWise, pentru că vorbim despre terapiile somatice, da, exact ceea ce este și Ana la bază ca psiholog și terapeut somatic, este un concept și o metodă, o practică de a lucra cu corpul și de a gestiona emoțiile. SomaWise, înțelepciunea corpului. E, asta se numește corporalizarea emoțiilor și este practic o hartă, un ghid care ne ajută să ne înțelegem mai bine emoțiile, să stăm cu ele, să nu fugim. Și Ana are chiar un episod frumos în care, pe care l-a povestit și la târg, în care cineva a întrebat-o: bine, dar cum să stau? Adică stau, dar cum să stau? Cum să stau cu emoții? Da, să stau cu emoții? Mai ales dacă este și neplăcută, știi cum e, că dacă e pozitivă, vreau. Vreau exact. Să stau cu emoția, da, și dacă cât timp se poate. Stau? Și cât timp acolo să stau? Și acolo aș mai interveni un pic, da. Pentru că o emoție, după cum știm, durează, dacă nu mă știu, 20-25 de secunde. Să stai cu ea, să nu fugi de ea, ca și cum ai ascunde o suprești, că ți-e frică să trăiești, pentru că e durere în emoția respectivă, dacă este, mai ales dacă este teamă, sau dacă, eu știu, vorbim... Frică, teamă, furie. Cele mai, iată, de cu jos. Care noi ne întâlnim în ultimul timp, emoții negative, astea, deși nu există pozitive și negative, sunt furia și frica, teamă. Și acum o lăsăm pe Ana să vorbesc. Da, apropo de ce vrem noi așa să fugim de emoții, de ce nu ne place să stăm cu ele. Da, cred că în primul rând aș spune că ele, cum ai, te-ai corectat un pic, ele nu sunt negative. Exact. Da, nu există pozitive, negative, există plăcute și neplăcute. Și inclusiv cele plăcute, în funcție de ceea ce am învățat noi despre ele, câtă permisiune am avut noi să le trăim, s-ar putea să fie atât de nefamiliare încât să nu putem să stăm cu ele. Să fie copleșitoare, nu? Să fie copleșitoare, dar acum hai să vedem un pic ce înseamnă să stai cu ele, pentru că așa cum a spus vă, ele se simt în corp, adică sunt niște senzații, până la urmă emoție este o reacție, fie la un gând, fie la un stimul exterior, organ, care se simte foarte clar. Și o simți în vari feluri. Cum se contractă mușchii, de la respirație, de la faptul că, uite, mi este uscată guma acum. Da, tu stai cu emoția. Eu stau cu emoția și sunt și prezent aici. Asta trebuie spusă. Noi am mai trăit chestia asta și o las pe Ana să continue. Am mai fost acum, cred că 2 luni. Da. Măi,
am întârziat. Da. Am pățit fix același lucru. Din cauza oboselii de la Gaudeamus, deci ca să vezi, da? Da. Vorba Anei. Când ne-am întâlnit, zic, am îmbrățișat-o, zic, hai să-mi reglez emoțiile. Da. Blank am avut. Iarăși am uitat așa. Că se lucrează la pod. Da? Da. Și eu mă duc relaxat. Faceți ceva cu podul Căsorin, uite. Să nu mai ne și bineînțeles că trebuie să iau iară pe variante, iarăși stres. Deci eram în starea aia de da. Cum să-i spun eu, un amestec de teamă, pe teama de a nu ajunge la timp. Și enervare, și furie. Și frustrare. Și frustrare și asta, știi? Și bineînțeles că am condus foarte bine, ca un pilot de curse. Așa și am ajuns. Dar tot așa. Eu eram conștient de emoțiile pe care le aveam, adică le recunoști, le simți. Ideea este, mă, cum le faci în așa fel încât să le ții acolo sub control, să le gestionezi, în așa fel încât să nu escaladeze. Da. Păi e nevoie de foarte multă atenție, pentru că în momentul în care, cum erai tu acum, da? Vorbeai la telefon. Goneai. Cu o mână conduceam, cu o mână Ana. Deja. Vezi că mai întârzi puțin sau Ana, vezi că... Speaker. Da. N-ajung, Ana, intri tu. Da, pe speaker. Da? Deci în momentul în care suntem într-o mobilizare, emoțiile sunt, ele sunt ca un combustibil până la urmă, da? Da. Pentru că ne ajută, ne dau un reper de, ok, ce e nevoie să fac, ce e important pentru mine să fac în momentul ăsta și să mă mobilizez. Pentru că emoția este, până la urmă, o energie. În momentul în care apare, ea vrea să ne mobilizeze către ceva. Da, dacă e tristețe, mă mobilizează către un spațiu de retragere. Vreau să mă duc în interiorul meu, să-mi ling rănile, să contemplez. Dacă este furie, agitație, atunci clar o să vreau să acționez, da. De multe ori mai degrabă în zona furia se duce mai mult înspre brațe, da, vreau să împing, vreau să trag, vreau să manevrez situația. Da. Ei, momentul în care în funcție de ce am învățat eu, e voie sau nu, apropo că noi vorbeam la Gaudeamus și de stereotipuri, da? Fetele nu prea au voie să se înfurie și bărbații să nu cumva să fie triști. Să nu plângă. Acele stereotipuri, ele nu sunt așa doar ca să le numim, ele sunt în noi, adică este o educație pe care fie am primit-o direct, fie indirect și a rămâne acolo ca un filtru de permisiune. Am sau nu voie să fac asta? Și atunci, și în funcție de care e relația mea cu corpul, și în funcție de care e cogniția, care e mesajul, eu pot să mobilizez energia aia sau nu. Și atunci, Sorin s-a exprimat, el a fost în mișcare. Ei, imaginați-vă că poate să fie persoane care să țină energia asta aia. Este, da. Da? Cum e, știi tu, cum e mai bine? Când te înfurii, să ai un moment ăsta de 5 minute, să țipi, să te manifesti, să zic așa, zgomotos. Adică face mai bine corpului asta sau mai bine stau și clocotesc eu aici în interior ca un vulcan de la sub presiune, știi? Și nu mă manifest. Adică ce îmbolnăvește mai mult corpul, să zic așa? Faptul că îmi rețin emoțiile, nu le las să iasă sau faptul că mă exteriorizez? Este adverbul modal cum. Cum, da? Da, pentru că este... mi-a spune, dacă ești furios, să țip, trebuie să urli, să iasă. Da? Da. Numai că ce s-a demonstrat este că de multe ori, de fapt, ce faci este că te autoalimentezi. Deci nu este o descărcare pe bune. Și atunci, fie că alegi să te retragi un pic... Să bei un pahar cu apă, să respiri acolo 5 secunde mai mult, da? Fie că aleg să verbalizezi ceva, poate pe un ton ridicat, important este prezența și intenția. Pentru că, de fapt, nouă ne este teamă că emoțiile o să preia controlul. Și cam așa se întâmplă în foarte multe situații. Uneori nici nu mi-aduce aminte, apropo. Nu-ți mai aduce aminte, da, se decuplează partea gânditoare. Exact. Da. Ești doar într-o reacție pur instinctuală, instinctuală așa, emoțională, evident, și energică. Din motivul ăsta, foarte multe persoane spun nu mulțumesc emoțiilor, eu sunt o persoană rațională, drept urmare tot o să treacă prin filtrul ăsta. Noi îi spunem mecanism de apărare, dar intelectualizarea până la urmă este ceea ce cred că se întâmplă din ce în ce mai mult în ziua de azi. Mutăm informația aici și de aici în jos nu mai avem, nu ne mai permite să doare prea tare, nu vreau să fie emoțională, cum sunt femeile, alt stereotip, bărbații sunt raționali, pe când femeile sunt emoționale. Să nu par sensibilă, că pot părea slabă și... Problema este că nu e că îi par sensibilă sau insensibilă, ci că tu nu ești în contact cu ceea ce simți și nefiind în contact cu ceea ce simți, nu alegi varianta cea mai potrivită, cea mai armonioasă pentru ce are nevoie atât corpul tău, cât și psihicul tău. Și sunt
Chiar am un exemplu, sunt niște intervenții foarte, foarte simple. Oricum, când ajungi într-un spațiu terapeutic, totul se dilată, așa, te uiți la toate detaliile și ai un timp pe care poate nu ți-l permiți în afara orei de terapie. Și vorbeam cu o clientă care îmi povestea profund, vizibil, emoționată de conflictul interior pe care îl simțea despre tot ce se întâmplă în lume în momentul de față, care este foarte copleșitor, da. Numai ca telespectator. Da, dacă stai să te uiți tot timpul la știri, la un moment dat... La un moment dat e și trage să te uiți din ce în ce mai mult acolo și nu ne dăm seama de fapt câte ori putem să ne facem. Și în același timp, ei chiar se întâmplă lucruri foarte frumoase în viața ei. Și în timp ce auzeam povestind, am simțit așa, zic, dom'le, cât de mult trebuie să simți. Sunt două emoții opuse într-un singur corp și psihic. Și în momentul în care am spus asta, cumva parcă a primit o permisiune și și-a dat voie să plângă, numai că felul în care plângea era foarte închis, parcă îi închisese postura cu totul, strângea buzele. Deci asta e o energie care nu-și dădea voie să iasă, silențios. Da. Și singura invitație pe care am făcut-o în momentul respectiv a fost să-și deschidă un pic buzele și în mișcarea aia a plânsului, ușor, ușor să lasă să iasă un sunet. Da. Sunetul plânsului. Gemete, da, corect. Da. Discret, șoptit, pentru că energia aia avea nevoie să se mobilizeze. Da. De asta e important să ne uităm la emoție fix ca energie, pentru că noi dacă o ducem prea mult în spațiu ăsta, evident intrăm în diferite povești, dacă o ținem în spațiu de... Dacă eu sunt agitată, cum eram într-o seară, mă grăbeam să fac integrame, pentru că mă place să fac integrame. Da. Și am vărsat un pahar, am învârtit și l-am oprit și zic, Ana, dar... Te-ai observat că faci asta în momentul în care te grăbești, de exemplu, intri într-o vrie, așa, știi? Intri în ușă, intri în vrie. Și riști să te sabotezi, ca să zic așa, nu o să rezolvi nimic, tot o să întârzi, tot timpul ăla s-a pierdut. Exact. Mai bine te calmezi, te centrezi și faci lucrurile în... Da, dar vezi că este moment de conștientizare. Da. Măi, dar eu sunt agitat acum. Da. De ce sunt agitat? Adică clar corpul meu mi-arăta că sunt agitat, dar eu eram în altă poveste. Deci e nevoie să aliniem... Corpul povestea cu de aici, mintea. Cu povestea corpului. Da. Uite, și apropo de ce spui tu, apropo de emoțiile astea care la un moment dat trebuie să iasă într-o formă sau alta, corpul este atât de deștept încât oricât de rațional ai fi tu, oricât de, să zicem așa, bun gestionator al emoțiilor tale ai fi, la un moment dat, poate când te aștepți prea puțin, corpul o să facă ceva și o să facă cumva să scoată această energie. Da? Fie printr-un tremurat, fie printr-un plâns, de nu te întreb ce mi s-a întâmplat, de ce plâng acum, sau etc. Da? Deci, cumva, n-ai cum. La un moment dat, se va întâmpla ceva și corpul va simți nevoia de eliberare. Noi spunem somatizare. Mm-hmm. Da? De cei mai mulți clienți care intră în cabinet cu atacuri de panică, au povești de genul, păi stăteam pe canapea și deodată am crezut că mor. Dar nu s-a întâmplat nimic în jurul meu. Exact. Pentru că s-au întâmplat prea multe lucruri în trecut, la care poate nu ai fost în contact sau trebuia să supraviețuiești într-un fel sau altul, să n-aveai timp de asta, n-aveai timp, da? După aia spui, ok, dar a trecut, e în trecut acum, de ce nu-mi sunt bine? Păi corpul are nevoie și el de timpul lui să regleze, pus că deja încărcătura e atât de mare încât sistemul nervos, că noi tot am vorbit de sistemul nervos cu Deb Dana, nervul vag, sistemul nervos este copleșit și spui, da, dar eu vreau să treacă. Sunt foarte majoritatea clienților care vin spun, cum să fac să treacă simptomul? Și zic, ok, te pot ajuta să se diminueze simptomul, dar noi tot trebuie să ne uităm un pic, cum ai ajuns în punctul ăsta? De ce sistemul tău nervos la un moment dat a fost atât de copleșit încât odată stăteai și te-ai apucat să plângi? Ai avut un mental breakdown, cum mai spunem noi, da? Da. Să plângi, să tremuri. Cine își dă voie să tremuri oricum, super, pentru că tremuratul este un mecanism de autoreglare. Da, așa este. Al corpului, el știe foarte bine să facă treaba asta. Și metode, da. Exact. Și plânsul la copii, da. Da. Plânsul, da. Sunt, e vorba de vibrațiile acelea, de tot ce înseamnă tremurat. Sunt niște vibrații care ajută la calmare, la vindecare și așa mai departe. Și până la urmă ce face e că mobilizează. Pentru că noi spunem așa, trauma este fixație. Deci orice fixație în jurul unei idei, a unui moment, a unei energii în corp, da? Pentru că în momentul în care noi încercăm să ne protejăm, mușchii se și contractă. Da?
mulți au tensiune. Tensiune, da, se simte tensiunea corporală, da. Dureri, migreni. Contracturi, apropo, da, acele contracturi. Chiar, da, deci aia este energie blocată. De ce? A izolat-o acolo ca să nu se extindă, să nu doară prea mult. Însă raja aici de față, tehnica pe care el o aduce este fix invers, cumva contraintuitivă, și anume să dilatăm. Dacă eu simt aici o tensiune în gât, înseamnă că acolo este un mecanism de apărare care crede că dacă o ține aici, nu o să mai doară, ceea ce este exact invers. Și atunci raja spune, ok, așa cum într-un fel cari un bidon de 5 litri de apă cu o mână, altfel cari cu două mâini sau poate chiar în brațe. În momentul în care noi luăm senzația asta de aici, cu intenție, cu autoatingere, are el câteva instrucțiuni. Da. Și de exemplu de aici, o cobor un pic în brațe, e mai mult din corp care poate să preia, practic. Exact. Da. Și multe oameni spune, păi stai puțin, eu nu vreau să simt în tot corpul, mi-e de ajuns, de-aia zic că e contraintuitiv, pentru că noi avem impresia că prin contractură izolăm, dar protejezi zona respectivă, da. Când de fapt ce e nevoie să aducem este mobilizare, să putem să fie mai multă flexibilitate și mișcare. O diluezi, cum s-ar zice, nu? Exact, da, da. Ce spune raja acolo, Sorin? Fii atentă. Această carte demască cele mai dureroase și mai ascunse lucruri din psihicul și din corpul nostru. Este o carte plină de blândețe, plină de compasiune. M-a ajutat să-mi reduc frica și să-mi revendic propriul corp. Unul dintre numeroasele sale aspecte captivante e faptul că primește cu brațele deschise toate trăirile noastre. Traumă, anxietate, groază, frică, bucurie și așa mai departe. Și în loc să ignore alte abordări terapeutice, construiește pe baza lor cu onestitate, înțelepciune și conștiință de sine, oferindu-mi în ultimă instanță un ghid logic și clar pentru propria vindecare. Oamenii caută ajutor atunci când ceva îi face să se simtă îndeajuns de rău, încât să nu se descurce singur cu ceea ce trăiesc. În miezul aproape al oricărei probleme pe care clienții o prezintă terapeuților lor, se află de fapt o dificultate emoțională. Există multe căi eficiente de a rezolva o dificultate emoțională, schimbând modul în care ne gândim la situație, cogniția, schimbând modul în care abordăm o situație prin exprimare sau acțiune, comportamentală, și știm CBT-ul, nu? Terapia cognitiv-comportamentală. Exact. Da. Schimbând starea creierului și fiziologia corpului prin medicații sau prin alte mijloace, precum exercițiile fizice, meditația, uleiuri esențiale, lucruri cu corpul și așa mai departe. Da. Apropo de ce înseamnă să trăiești liber în corpul tău, când ajungem la asta? Liber. În primul rând, e nevoie să conștientizăm ce înseamnă când nu ne simțim liberi și când ne simțim liberi. Cred că libertatea o asociem noi cei care lucrăm mult în zona asta somatică cu siguranța. Mă simt în siguranță în corpul meu, pentru că migrarea înspre cap și departe de corp, disocierea, cum ai spune, amorțirea, dar nu mai vreau să simt, este pentru că nu mă simt în siguranță să simt. Ca și cum plec de acasă, într-un fel. La acasă nu mai e acasă. Atunci e nevoie să, prin fapt cerului, că sunt atât de multe metode până la urmă, nu? Să ne întoarcem înspre noi, să ne simțim bine în propriul nostru lăcaș, în casa noastră. Și siguranța asta, evident, că depinde de la un om la om. Însă să pot să stau cu stările mele, să pot să fiu lucid atunci când am emoții, să știu că pot să am o paletă mai largă de comportamente, reacții. Nu e un singur mod. De fiecare dată eu mă enervez. De fiecare dată eu îngheț. Okay? Deci flexibilitatea este un alt semn al libertății. Și aici, evident, intervine și cât de mult pot să mă simt în siguranță și cu ceilalți. Pentru că în corpul meu, în relație, cu ceilalți. Da, exact. Așa este. Uite, apropo de ce unii nu suportă să fie atinși, nu suportă să fie îmbrățișați, nu suportă să stai la o distanță foarte apropiată de ei. Adică și astea spun ceva și astea spun totul despre ce ni s-a întâmplat în trecut și toate emoțiile pe care noi le înmagazinăm acolo. Da, e mult de lucru cu noi înșine, dar uite, cu asemenea instrumente, cu asemenea cărți, cu asemenea discuții, eu zic că avem așa un punct frumos de plecare spre călătoria asta frumoasă de descoperire a sinelui. Vă mulțumesc tare mult că ați venit la noi. Noi îți mulțumim că ne-ai primit. O discuție foarte frumoasă, așa cum facem noi de obicei, ne mândrim cu asta. Mai venim, nu? Mai venim, mai sigur, povestim, mai descoperim lucruri frumoase, împreună, da? Mulțumesc tare mult, Română. Vă mai aștept cu mulțumim. Drag. Vă mulțumesc frumos. Dragilor, luăm o scurtă pauză și revenim.